Da. Hai că e bine. Stai, mai vreau eu să mai fac ceva. Audio control, input game wheel. De 29. Ok. Photo mode. Switch down. Halo, halo. Bun, hai că vedem că nu mă prind așa. Buton X, buton Y, buton pula. By the way, asta nu este muzica. Pizda mătii. Asta nu e muzica de pe joc, automat îi... Asta nu e muzica de pe... Bă, hai Vlade, învățăm! Ce pula mea, stau să mă bușesc aceea decât să... mi-o sparg viața în realitate. Bă, deși n-ar fi rău. Într-o ordine de idei mai alternativă. Apa așa. Pac. Apa așa frumos. Pregătim aceea. Oho. Mersi de like, mane. Bun, am pus eu așa o muzică fără copyright ca să ne fie aceea martori. Așa. Așa, bun, start. Start the game. Așa, e break. X-ul, switch-ul, RTL, B, steering, accelerate, brake, reverse. E-brake ar trebui să fie dracu, handbrake. Da, așa. După aia m-am uitat să o pun pe ceva. Hai să vedem. Hai să vedem. Bine că dă instrucțiunea cilișa. Use the driving line to help you drive accelerate when the line is blue. Use the brake when it's red. Aha. Bă, ca să vezi chestii, mă, mi-a explicat, bă, când e linia albastră, îi dau talpă. Când e roșu, se uită gaborul. Am înțeles ideea. Bun. Că vreau să văd dacă mi se mișcă ca lumea. Bun. Tara, lilila, homie. Bă, parcă ți-am dat mod streamer în pula mea. Ce-i cu muzica de Mexico? Bă. Da, pe Mexic. Arriba, arriba, andale. Truck Freedom cu Porsche. Da, o să mă simt și mai în viață în momentul când o să-i dau pe lângă vulcan așa pe pista de Hot Wheels și o să sar când explodează. Iar eu o să trec între pietre foarte bine. Da, noi suntem. Hai, dar dăm și mie forță în volan. Dăm force feedback. Las. Hai, mă împingi, ce-mi faci? Hai de tati. Ah. Dar n-am forță. Asta e cam... gata.
Hai, că cu ce accelerez? Mi-ai dat? Hai mă, mi-a pornit mașina, ce dracu se întâmplă? Hai, stai, mă pui și în linie dreaptă. Hai, dă-i, dă-i! Ah, uite mă, gata mă. Bienvenidos a México! Oh, shit! Hai că s-a... Bun, ok. Opa. A, să nu-mi zici că trebuie să-i fac first feedback-ul ăla. A, asta e rewind-ul, triunghiul. Bun. Asta e, deci pătratul 1. Ok. Ok. Oh! Follow that car. Ok, follow that. Da, da, bravo. Bossule, ce, nu ți-a plăcut derapajul meu? Stai. Băi, stai așa un pic. Așa, dă un pic asta, pacă. Logitech-ul. G29. Bun. Ia. Opa. Traffic ahead. Watch out for that. Opa, ok. Trebuie să ne obișnuim. Ok. Trebuie să ne obișnuim. Chestia asta, ia. Yeah. Another delivery. Hai ca asta mă dă direct așa pe drum. Hai să vedem cât de tare ne bușim. Mai mă, ce sensibil e. Keep going!
Hai că învățăm basic-urile. Hai că e corbă dacă e. Bun, hai că am ajuns în țărână iară. Mamă, fute-mă și în controlul ei să mă fut asta și mâine. Bă, dar de aici... A, bun, hai că m-a trecut în cinematic. Ok. Ok, on my mark. 5, 4. Yeah. 4 now, that's fine. This could get a little rough. Oh, jungla. Hai să vedem cum facem cu jungla asta. Hunter the Jungle. Yay, flamingos, boss! Hai că asta a fumat ochii. Ui, dă pula mea. E clar, mai are nevoie volanul de un fine-tuning. E clar, feriți-vă de mine că viu! Numai unul, ba.
Yeah, there's one for here. Ha, pula, că mă duc în pom. Așa, 1, aici. Keep going! Eram în parapete până acum. Am ajuns la templu cu două restartări. Yeah, hai, bună. Go, 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 go. What do you say? Rest of the festival wins? I'm on us. Horizon, this is Mexico. We've already had cars falling out of the sky, but all eyes are on the superstar making their way to the festival right now. If you've just arrived at Horizon Mexico, then you are in for a treat, my friends. Get ready for the biggest Horizon adventure of your life. Did you hear that? Well, that is the last inbound cargo flight racing neck and neck with an AMG 1. Deci, aparent, eu controlul foarte bun pe mașină, l-am doar dacă când sunt așa volan. Adi, bă! Please welcome our number one superstar, Horizon Mexico. Welcome to the Mexico. Hai, dă pula mea, am condus, bă, am scris special în titlu. Hai, și de ce m-ai făcut, mă, fată? Da, așa. Aici intervine partea de tastatură.
Got one of the best in the history of the festival. You just wait and see. Any second now. Stai, mă, cum... Bă, cum îl rotez, mă, pe ciuriburii ăsta? Așa. Așa, bun. Hair color. Coming in hot. Bine, mă, hai tă... Superstars know how to make an entrance. Am I right? Huh? Așa. Okay. Sper că restul să fie accelerație, frână, picior. Eu sunt spaima șoselelor horizontale. What the fuck? Ce pula mea am auzit? Când pula mea am zis eu că mă... Bă! What the actual... Fuck! Ce pula mea a fost asta? De unde până unde, Mihai? Bă, da, pare m-am făcut... Nothing so... Tai bă, am ratat ceva? Yes, Haley! I have so much to show you. Cerros, desiertos, la jungla, pirámides, la belleza de México. Your pronunciation was more than even. Ah, gata, știu. Contul de Xbox. No promises, Jepa. I believe this is yours. How was your flight? Not bad. Exit procedure was a bit rough. Yeah, I bet. Come on. Bine, într-un fel că gen m-a creat cum arăt eu, adică cam așa aș arăta și cartoniș. Trebuie să-mi pun mustață și barbă. Păr facial, trebuie să mi-l adaug. Bine, și niște șuncă. Bine, vocea nu e chiar așa. Mira, qué chulada. This is quite a collection. You've got taste. I'll get them over to the garage. But which one are you taking out first? Corvette Coupe. Ce mai avem? Ford Bronco. GR Supra. Hai să mergem pe Toyota. The A90 Supra, the latest successor to one of the most iconic cars out there. Vroom, vroom, vroom. Especially if you like drifting. A zis cuvântul magic, drifting. It's gotta be the Supra. Hai. Great. How about a personalized number plate? Ah, mata. Bă, eu vreau... Pizda, mătii. Lul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 
Bă, unde e pula mea fu? După e parcă, ca pe Juliu H. Hai mă ta. Of zone. I'll get the rest of your cars to the garage. Gives me a little more time with them. Ai, nu știu, altă idee nu mi-a venit ca să sune cât de cât ok. Dar putea să-mi zică Wolf, dracu. Nu știu, nu făcea atâta. Păi, are un accent atât de retardat. Set a route on the map. Ah. Uh-huh. Ok. Hope you're ready for this. Oh, I am ready. I'll be there soon. What is up, everybody? Scott Tyler here on the one and only Base Arena. The Horizon Festival has landed, and oh my, do we have big plans. But first, our superstar is here, and he is making his way to our brand new showcase event. Ready for On a Wing and a Prayer, amigo? You bet. What? What's that? Yes! 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 Okay, Horizon, big news. I gotta go, like, right now. Bine, s-a dus patru pe fulă. Hai să te ții aici, ia, să-mi bag pula. Hai de pula. Mami! No, I'm not completely sure what your next showcase opponent is planning. Said he had a few surprises in the hold of that cargo plate. Hai da. Scotty Tyler broadcasting to you live from a plane. This time we are throwing everything we have got at this superstar. What's good? Pilot, there's a temple on the runway. Temple on the runway! Bă! A, ce? S-a dus pe pula avionul, mai prinde tu tati. Fans at the stadium going wild, yes!
What's it gonna take to beat this superstar? Let's see what else you got. Hey, the cargo doors are opening. You want me to shut this? Oh, that was the plan? Touchdown! Go Team Motorcycle! Now it's a race horizon. Superstar driver versus daredevil biker. Who you got? Da, aia sunt în spate rău de tot. Ce pula mea? Băi! De fapt, ei ne luz pe noi. Ce? Cum? Alol! Nu l-am luat, băgam ești pula. Da. Oare pot să fac asta? Yes. Vreau restart. Man. Ah, mata. Superstar. Let's see what else you got.
Hey, the cargo doors are opening. You want me to shut this? Oh, that was the plan? Touchdown! Go Team Motorcycle! Now it's a race horizon. Superstar driver versus daredevil biker. Who you got? Passing back then. Bă, restart. Hai că e restartul, că nu ne iese, nu ne iese. Trebuie să ne iasă condusul ăsta. Yeah, difficulty. Da, new racer. Ia stai. Simulation. Ia, poate... Save and continue. Nu de alta, că gen steering. Ia. Broadcasting to you live from a plane. This time we are throwing everything we have got at this superstar. But good. Pilot, there's a temple on the runway. Temple on the runway. Că e bine. Slice vlog. Mișto, hai că facem chestii. Side swipe, dale, dale. Ce? Ba, măta. Nu, mat! Ce faci, șoferul? Bă... Yes. Încerc să mă obișnuiesc cu butoanele. Hai că am luat... A vrut și Dino să funcționeze astăzi. Ha! Băi, să-mi bag pula, trebuie să mă obișnuiesc rău de tot. Dar nu cred că o mașină îmi face așa, în pula mea. Așa, ce-a făcut eu cu mine? Da, știu. Ia, nu mai nașpa cu controlul la mașină, în sensul că... Nu știu, ciudat că Eurotrack-ul merge în față, farming-ul la fel și cu ăla te poți obișnui foarte ușor cu el, știi? Cu volanul. Dar la Forza mai bătai de cap. Pula, îi dau restart. Dacă cagai de la restart-ul, trebuie s-a luat mie. Păi da, mă, că gen trebuie să-mi trec avionul ăla. Da, dar chestia e că așa e first time, eu zic că gen încă și eu că mi-a sugat o să fiu la fel cu și trebuie să-mi trec. This is Scotty Tyler, broadcasting to you live
Nu trebuie să mă țin în curul ăsta. Dar bine, zice datele că am consumat prea mult Twitch. Nu, tai. Reset. Bine, sunt curios de o chestie, dacă For Horizon are beige insignă pentru el. Difficulty. Totul assist. Nu am să o bag cu asta, că poate dacă setez... MMO. Ha, nu, pula, nu. A ieșit și mai de dezastru. A, nu ai ce mă. Difficulty. Standard. Automatic. Aia e, muncesc mai mult la pula mea. Hai să vedem. Dau pe turist, că până urmă, până mă obișnuiesc. Trebuie să doar să te joci atâta tot, nu arăți că te ajută. Nu, gen, vreau să mă obișnuiesc cu jocul, dar nu... Păi da, aici e chestia, că trebuie să te... să te înveți cu el. Bă, tu de când dracu ai drug dealer? Ce? Nu. E demo, mă! E, m-am, mă gândeam, dar e... drug dealer simulator, tom, e... Da, nu, e o porcărie, am luat demo, am zis că nu mai juc în viața mea așa ceva. Dar atât de prost e? Da... Bine, ok, dacă l-aș cumpăra, l-aș ține acolo de curios. Bapula, stai așa. Ia te dus pe coc. Da. Ia uite mă. Play now, PUBG. PUBG. Da, bă, nu tine. Nu vreau să intru pe Epic, mă, băgam ești pula. Pe mine mă interesa ăsta să-l fac, mă. Da.
Got everything content. Interesting. Bun. Hai să vedem. Am valabil. Da, ok, nu asta voiam eu să fac acum. Yes. Închide-te și tu. Gen, vreau să-mi scot force feedback. Mi-am scos force feedback-ul să văd dacă așa controlez mai bokeh mașina. Oh, se bagă Warhammer Space Marine 2. Deja un joc foarte interesant care o să mă cam mănânci din salariu. A, bă, știi jocul ăla Returnal? Ce? Care-i doar pe PlayStation, Returnal. Ah, da, ce e? Se bagă pe Steam. Ah, mișto. Se bagă pe PC, pe scurt. Ah, lol, stai așa. Bă! Ce pur! Star, the Lego Star Wars, the Skywalker Saga. Asta e interesant. Pass desk, fel. Restart event. Ai joc drama ca The Walking Dead, mișto. Bă, măcar pot să zic că am patinat. Eu, în momentul de față, explorez niște jocuri care aparent și ca ei par foarte mișto. Pula. Date. O să te rog cum? Ce? Am spus de lucru totul. Da, știu. Știu că am de lucru. Da. A trecut o oră și eu încă mă chinui să reglez să-mi convină. This is Scotty Tyler broadcasting to you live from a plane. This time we are throwing everything we have. Nu înțeleg ce nu-mi convine. Pilot, there's a temple on the runway. Temple on the runway! Oh, ia ceva de mâncare să mănânc aici. Nu ești. Hai, boss, le dăm șosea. Bine, superstar. Let's see what else you got.
Ce e Superstar, bă, că eu vin de la coada vacii. Mă rog, ăla e cu două picioare. Hai că a fost mai decent. What the fuck, stai că nu înțeleg. Ah, o sutină. What the fuck, ok. Adaptibil. Da, după 15.000 de restarturi. Zic și eu că a fost. Tai că vreau să mă obișnuiesc, că să nu sunt obișnuit cu controlul. Și nici cu mașinile cum reacționează. Adică, pana mea, eu sunt în stare să-ți fac doar cerculețe. Bă, ce pula mea. Aoleu, unde mai mă pui? About you. If you can meet me down at the festival, we'll talk about what you want to do next. Done. Cheers, Haley. See you soon. Okay, so it was a person in a wingsuit on a motorcycle inside of a cargo plane, right, Horizon? Just making sure I got it right for this text I'm sending to some friends back home. And send. Now. How about some Foo Fighters? Dar n-ar trebui să mă vezi și pe mine patinarea. Bine, mă.
Bun, hai că m-am redresat, e bine. Is looking to photograph some storms in the area, and she's asked for a driver with strong off-road skills. And Alejandra has requested a driver to help her search for a long-lost Vocho. We've a bit of time before the next big event. Who should we contact first? I'll go with Alejandra. Got it. I'll let Karma know you can help her later. You've just earned a skill point. You can use your skill point here to unlock perks. Every car has its own set, offering unique bonuses. Skill points can be spent on any car you own. To unlock this perk, you first need to have unlocked an adjacent perk. Adjacent perk, okay. You have just unlocked a permanent perk. This applies a permanent bonus to this car. Finally, Haley got me a driver. Hey, you're into the old thing, right? I want your help reviving a part of Mexican car history. The Vocho. Stai așa. Volkswagen Beetle. Hey, Ellie. How can I help? Jump in the buggy. I'll tell you the story on the way. Sper că nu conduc eu. De ce sunt eu șoferul? Ramiro was looking through old things at his padre's home last week and he found this photo. He gave it to me, said I might enjoy it, but I don't think he realized what it was.
My friend, what would you say are the two most important things in Mexican culture? Family and food, family and art, family and music. Close. Familia and the Volkswagen Beetle. Bocho is the Mexican nickname. My bisabuelo Fernando was the first Torres to own one. And thanks to that photo, I think I know where it is. Seriously? Let's go find it. Hai că traumatizăm volanul. Great-grandfather, but in the family he's just Papa Fernando. We never met, but everyone says I'm exactly like him. Loca por autos. You have to understand, in Mexico, a bocho is like the family member that lives in your garage. Papa Fernando loved that car to death, and I think Muerte finally came for it on a muddy road near here. He took one last photo and left it there. So, that's where we're going. If you can find it, I can get it running again. I really hope we can save it. Let's get up into the hills. Look for a turnoff. There should be a road or a track. Yeah. What the hell? Bă, dar eu acum fac cursă sau ce pula mea? Aqui, just like in la foto. Look around. This is definitely the place, but no sé, why would Papa Fernando bring the bocho up here? The storms can get tremendas. Păi nu eram cu asta. Let me just get the door. Yeah. Está aquí? It's really here. We found it for you, Papa Fernando. But look at it. I've never seen a beetle like that. It's a race one, bitch! Doamne, cât de prost mi-e caracterul. Hey, hey! Hey! Oh, the weather's closing in. I don't like the look of the roads around here. You drive the truck. Got it. I'll have to put in a new batería, plenty of oil, llantas, lo eléctrico. Ooh, this is gonna be hard, even for me. It's a beetle. Bet it starts first go. You know, I wouldn't be surprised. Hai, măcar ăsta îl conduc încet. Deci curios că ca tot să se poate conduce și mai tare. Keep an eye open for roadworks. The roads look open just now. Maybe we'll be lucky. Maybe not so lucky after all. Ah, looks like road works. Can you find a way past it? I think I can manage that. That's one way through. What are you gonna do with it? I have muchas ideas. That's the thing about a bocho. It's not just a car. It's a lifestyle. It's a lifestyle. Dacă nu mi-o colorezi în verde cu picățele și o dai în culori din alea foarte, foarte colorate, cu cameleon ceva de genul, cu tematică de cameleon safari, nu mai avem ce discuta, da? Și parcă vezi că o face cameleon cum vreau eu.
park the truck here. I'll take care of the rest. Mm. What did I tell you? Finding lost cars isn't magic. It takes good luck, hard work, and sometimes a drone. Ooh, my friend. The hard work is just getting started. Call you soon. Deci după asta trebuie să... Revin... Bă, să bă, pula! Hey, Mihai. We've kicked off a whole bunch of new events, so it's time for you to get out there and show us what a superstar can do. Everything you do earns you accolades. Think of them as mini challenges that cover races, stunts, exploration, everything. If you earn enough accolades, we'll be able to expand and kick off the next chapter of the Horizon adventure. Or if you're feeling slightly more impulsive, we could catch a slingshot straight to Hot Wheels Park. What'd you say? So, what do you want to do first? I want to go to motherfucker Hot Wheels. When it is safe to do so. Ah. Da, nu am putut să calm. Și cam atât dacă... Deci mă nu să facă de și atâta de des încât că dacă a venit vremea asta de căcat trebuie să nu prea mai facă așa des. Am înțeles. Băi, asta e mă. Ford Escort RS Cosi V2. Ok. Băi, dar mă lași pe mine un pic să mă duc Hot Wheels, Tor, Creative Club. Ei, nice. Nu asta. Interesant. Ok, mă, n-am înțeles. Yes. Nu, asta simplu. Vreau în campanie. Nu, eu... settings. Scuzați-mă, eu este Chiore. Adu volum FX, volum, pies volum așa, pac, speech volum, tires volum, car volum, cred că aici, nu știu, le dau peste mai încet, mai tare. Le scot mai după la maxim. Nu de alta, dar mi se pare că au motorul cam tare. Patru mile. Sper că alea de pe Hot Wheels au control mai diferit. Bine, contează și foarte mult controlul. Dar... în mare parte ține de tine. Da, știu. Adică tot trebuie să joci foarte mult pe să poți să vezi controlul de la Forza. Pentru că... bă, știu, nu e ușor și e foarte greu. Dar...
jocul, ai vrut, așa că ia și jocul și învață. Da, eu l-am vrut, eu îl înjur, știi vorba aia, eu te-am făcut, eu te omor, e, așa și eu. Liniște, că eu am vrut. Cam așa mă simt, eu l-am vrut, el mă omoară. E Star Wars Jedi, mamă, ce bine arată asta acum. Și am trezit de Euroman. Star Wars Jedi Survival. Dacă nu vezi poate ce poți să permiți să te cumpăr, dar așa. Să te pot permite, nene. New content. Ce e new content? De... Oh! Știi că a câștigat Elden Ring. Game of the Year. Cine? A câștigat Elden Ring. Game of the Year. Oh, mișto! Bă, dar cum? Că... Nu, serios, chiar a câștigat și el. Da, știu. Dar Ragnarok-ul ce a pățit? Mi se pare că a câștigat, dar faptul că noi pe Steam băgat nu pot să văd sau trebuie să caut personal pe Steam. Asta pe Google, da, așa? Da, uite, s-a băgat și content plus pe Elden Ring, du-te, bă. Nu, că dacă rămân aici pe postul ăsta, și ce o să fac? Shopping? Am upload, după ce mi-au PC-ul, după ce mi-au completat tot setup-ul. Spark 60 de coc, nu, Spark. Deci îl prind, deci pot mă de o parte și mi-au Elden Ring. E să mă bată, mă, îmi pun mă de o parte și mi-au Elden Ring Deluxe Edition. Dar ce mișto, pare bine că a ieșit ăsta la... Nu se numește la Game of the Year. Sincer, mi-au plăcut mai mult Elden Ring. În jocurile Souls-like, în general, în serie, că arată dacă și te nervează și mai puțin și arăști tastatura pe geam sau te arunci pe tine pe geam. But, jocul în sine și poveste foarte mișto. Poate ne să joci Elden Ring, cred că te trezesc cu monitorul aruncat pe geam. You have arrived at your destination. Diablo 4 poți să-l joc sau nu? Nu e. Hayley, what is that? Pretty neat, huh? Not every day you get to be fired out of a supersized Hot Wheels launcher. What the principles are mostly the same. Been a tough build, but it's ready. The biggest. Fastest theme park ever. Come on, we have a slingshot match. Eu vreau pe aia. Ce ai, mă, nebunule? Ah, nu, mie, eu vreau camioneta cu craniu. Lasă-mă, mă, să mă copor și eu ca un idiot. Sau, mă rog, ca un copil răzgâiat. Că m-a lăsat să mă duc în DLC-ul cu Hot Wheels. E normal că... Cât bă... Mă, tu îți bai joc de mine? Cât e Diablo 4? Cine pula mea de 70... Nu, că va pula, aștept să... Să se termine cu perioada asta și o să iau și eu...
Ia, bro, dar să văd River Cry întreg pentru că tu dai atâta. Ce, cu, da, așa, ai niște imagini, ceva? Să-ți arate? S-a gameplay, s-a arătat ceva, se știe prin el. Dar eu zic să vedem să se joace altă lume, să vă și părerea lor. Pentru că e în momentul actual. Faptul că a băgat ultimul căcat, Battle Pass, băga mea și pe ăla că au stricat jocul în felul ăsta. Uite, gândește-te în felul următor că Bobo Spider era să-mi schimbe decizia de a cumpăra Horizon 5 și să-mi iau ăsta, Need for Speed Unbound-ul. Așteaptă, așteaptă la Need for Speed, că până în cel puțin mai e timp. Bă, dar am zis că bă, la ăsta în DLC-uri eu am o droaie de mașini să le testez, să mă bușesc cu ele în ultimul hal. Să zic un lucru, e literalmente un joc cu mașini. Literal foarte mult. Eu nu sunt fan, am și eu câteva Need for Speed, am Need for Speed Heat și mai am cred că unul sau două prin librărie. Prin originul ăla de căcat. Nu știu ce am, dar nu sunt fan al jocurilor cu mașini. Nu-mi plac în general mașinile, adică mai mult iau permisul ca să pot să mă angajez și așa mai departe, să am trecut cum să mă întrețin, chiar dacă le-am mai greu, dar le-am. În fine, anyway, chestia e că ca jocurile de mașini nu prea sunt așa fascinant. Mă lasă choose? Hai, te rog, lasă-mă să aleg. Mamă, și cu numărul 13, te rog, lasă-mă să aleg și nu-mi da tu o mașină. Exact, e singurul care se joacă Forza de la mine. Ce? What? Băi, man! De ce a dat timp? Asta e că asta e o prezentare. Bă! Bă, chestia că Bobo e ok. Înnecătit că dacă îi pui prea multe întrebări inutile, s-ar putea să te trezești cu bani permanent la ea. Ce, la Bobo? Da, dacă îi pui prea multe întrebări de la fata, e fără fiind de sens și faci ca nu. Nu, gen, eu mă uit doar, știi, adică gen, eu sunt genul ăla de viewer care preferă să se uite, nu stă să întrebe 11.000 de căcaturi. Prefer să arătui bine, cred că o să ajung să faci o chestie aia, pentru că m-am cam supărat să tu scriu și internet gălăi. Efectiv, după ce fac PC-ul meu, scaun inelul ăsta frumoșel, care e... Doamne ajută. Și... O să stau relaxat pe spate și o să mă uit, pentru că cu ăsta nici nu pot să stau relaxat, deci la ce poziție am în momentul ăsta, poziția turcului. Asta iau chestia asta. Arată mult prea mișto. Unde am să-i fac? Shit! Nu știu ce să fac cu mine. Watch the birdie! Ce te mă să apa picioarele? Am zborit cu un jet ski, gen... Față! Față! Am uitat de jump boostere!
Nathan Cohen. Ok. Nu, ce mișto se încarcă asta cu Discord. Mie, mă! Oh, oh! Hai că m-am redresat cât de cât. Ai cum să supra! Nu! Să-mi bag! Hai da! Perfect! A, mișto, îmi face tur de hartă. Fast. Vamos, vamos! Yes. Bă, ce mișto a făcut asta, bă. Mamă, cât de palară m-a fost cursa asta de introducere? Higher ranks in the academy. Don't want you overshooting the track. Oh, frumos! Yeah, 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 yeah. Tati, îmi place. Bă, asta e șerpi. Arta.
Complete this qualifier and we'll let you loose on the rookie events. Așa, mă, hai să facem asta, să vedem, să mai deblocăm niște chestii, pe aceea, mă. Vreau să mă dau cu un tuit în turbo. Cred că ales pe la finalul DLC-ului. My job is to find the ultimate Hot Wheels legend. So I brought Alejandra along to help with the qualifiers. Thanks, Haley. Okay, let's get started. Keep your cool. We're going to take on Ice Truck. Let's go. Mie, mă. Cred că am să... Okay, this is your first qualifier. Time to show me what you got. Eu vreau să ajungem în sfera așa. Bun, și ce vrea să vadă? Oricum, bine, am traseu. Vezi că ați vrea așa la în privat. Ca să mă uit după aia după ce pândesc un pic, scuze. Pândesc reducerile. Yeah. Down. Right, get ready. Ice track ahead. You'll have less grip, so watch your speed. Okay, not bad. You're not a legend yet, but you have potential. I'll let Haley know you can join the academy as a rookie. Unde e la scaun? Da. No, vreau 3 steluțe la asta. Ceva s-a băgat pe stoc. Ce, la flanco sau ce? Ok, this is the first qualifier. Ce reducere asta, pula mea? Adică de la 11 e la 900. Caut Afrodita, eventual. Asta am căutat și mi-a dat iar. Nu că e prea. Vezi că e unul e exclusiv online și unul care poți să-l cumperi și din magazin. Gen. Uite că l-am găsit. Bine, e fără pernuț. Ba la uite are. Ah, deci a făcut poze și cu pernuț, dar și fără pernuț. Nu l-a cumpărat nimeni, aparent. Hai bă! Da, trebuie să... Văd de Crăciun poate se bagă mai ok prețul, dacă nu o să-l iau așa că... Văd că nu se schimbă. Pe start event. Deci, bă, ce urât... ce urât mi-a patinat! Da, uite, pe flancul. E cel mai ok la preț. Bă, cel mai ok e un Mavro la preț. Dacă nu Afroditele. Nu prea am auzit păreri așa... Nașpa despre Afrodita. Nu prea am auzit de el. Deci că e scaunul de ăla așa băgat în umbră și nu mai aude nimeni nimica de el. Bă, pe eu asta am cumpărat. Gândește-te și să mulțumim de el, fătuț! Pizda măt! Bă, patina tu pizdi mătii! Înțeles. A, nu, eu la mașină fac așa, nu pentru scaun. Știu, mie, stai niște, dar am înțeles că iar te-ai lovit. Da. Văd acum de Crăciun, bine, de Crăciun, ar trebui să-l ieștinească un pic mai bine.
Nu vreau să fie o plasotă, știi? Ce mișto am luat-o pe asta, cu 350. N-am ce să fac, scaunele în general văd că nu mai sunt cum erau înainte, așa de ieftine. Da, aparența cam belit și pe, și pe site-ul treaba cu banii. Da, știu. Da. Și în realitate, după ce că ai futut prețul, mai e și pe... și în site-uri. Material textil. Pare că asta nu, nu arată rău. E material textil. Nu, asta vreau să fac 100%, deci până nu mă învăț cu gheața pulii... Hai da. Ok, asta e primul tău. Hai să vedem. Da, uite. Da, scaunele în general sunt ca dracu. Bă, majoritatea sunt la 150 de kg maxime. Chiar îți dai chestia e că zic la preț, man. Nu zic de altceva, zic preț. Da, știu, unele sunt exagerate. Bine, aici da și 900 de lei, că o să le zic al lumei, bă, eu dau atâta pe scaunul ăsta, când mă ține, o să mă ține, n-ar trebui să vă nu ține un scaun permanent și dacă le apără economic, poate să se ducă pe dracu. Da, o să... O la Afrodita, ori pe cel de ergonomic, ori pe leu. Dar clar că vreau să-mi iau un litru scaun de BAP, dar nu mai vreau să tot pe jugul de asta de scaun. Aaaa, băgă-mi ești! Restart event. Hai bă că reușisem. Okay, this is your first qualifier. Time to show me what you got. Up the slope, fast as you can. Am mare plan inițial să nu-mi iau scaunul, că n-am cam trebuie. Iar că după ce mi-e va țin. Oh, don't look down, don't look down! Right, get ready! Ice track ahead! You'll have less grip, so watch your speed! Hai să-mi bat pula. Trebuie să trec până căcatul. E place că eu nu o să pun bani de placă video, cred că îmi iau acum chestiile mai importante, cum ar fi... Bine, cam am nevoie, adică pot să stau și să aștept să-mi iau după aia pe ultimele chestii, dar... Prefer să le iau de pe acum. Oh, don't look down, don't look down. Pare interesant și scaunul ăsta Afrodita. You'll have less grip, so watch your speed. E din piele sau din ce e? Piele. Într-una, cred că o să se decujească. Aia e clar. Da, așa e comod? Da, e foarte comod. Băga mi-aș pula. Da, dacă o faci mai acolo, tot cu gheața aia. Da. Bă, ce mișto, am găsit niște cutii. Nu, că o să cumpăr toate multe. Ah, okay, this is your first qualifier. Time to show me what you got. Ce mi-am dat, mi-am scos pernița lombară. A început să mă enerveze la spate.
Da, gen a început să mă enerveze. Da, nu știu. Nu simt ca într-o mașină, știi, gen. Scaunul ăsta are aliură un pic de bord, sit for the car. Știi? Hai, nu zic nu, da. Eu o să le las. Bine, momentan, până când... O să încerc să fac niște ajustări eu la scaun, să nu se vadă de cujala. Eu nici bine nu le-au știut, îi fac niște chestii ca să nu arate după aia urât. Ba, picioarele. Bă, și pe gheață nici nu pot să trag tare de volan, să-mi bag pula. Bine, cred că degeaba aș trage tare de volan. Ușor. Poți mai... De Assetto Corsa ce zici? Assetto Corsa? Bă, nu știu, nu l-am probat. Dar bănuiesc că e tot un fel de... Da, este un fel, dar e, din ce am auzit, e chiar un pic mai bun peste... Da, tot așa, cu pachete... Are Hot Wheels-ul? Se pot? Hai că am uitat. Dar tot ai mai boală pe... Pe chestia asta, Hot Wheels. Ia, setul. Eu îl las ăla că pare foarte fun. Ia. Bă, futuți! Nici ce văd nu are. Bă, să-mi bag pula. Ia stai, mă. Știu că Assetto e genul ăla de joc cu moduri. Ok, this is your first qualifier. Time to show me what you got. Ne uite. Hot Wheels. Up the slope, fast as you can. Are o grafică și asta superbă. Oh, don't look down, don't look down. Right, get ready. I struck ahead. Nu l-are mapă din aia, mă. Da, nu așa, poți să apărei, nu glumă. Nu știu 100% dacă are Hot Wheels. Ăla-i bă, 3 din 3. Dar am reușit. După 10 repetări, am exersat traseul și am reușit, 3 din 3. Nu de alta, că vreau mașina. Și că dacă fac 3 din 3 din astea... Hey Mihai, this is your award for completing the qualifier. Bă, da, you are now officially a rookie in the academy. We've added a load of new events to your schedule. Complete these. Cred că m-am prins de unde mi-am luat numele. No time. So, what will it be? Okay. Well, the good thing is, your current destination is perfect for my recommended mission. Head straight for the starting line.
If you ever want to change your pinned mission, check the academy to see what's available. Ei, mișto serialul. Am găsit claxonul. This is a hazard race. I was suggesting. Asta să dau motanul afară. Da, ok. Cum ducem pe asta? Mă, parcă și văd pe asta pe un AC/DC așa frumos, de Thunderstruck. Și cum ambalează motorul. Vum, vum. Da, nu știu, în jur și o lumea de pe scenă, cel mai probabil. La câștigăm cu numărul 13 cel mai ghinionist de norocos. Nu știu ce drept. Ceva genul, mă dau mare, te fac și pe tine și pe tine din 15 restarturi. Așa, caracterul meu care, da, e... Să zicem că... This race is full of ice tracks, so watch out on those slippy corners. Oh shit, motherfucker. Restart TV în pula mea.
Ok, that's interesting. Dacă a fost ok. Da. Că n-a fost așa de rău, am început să zic așa, din ce în ce să dau mai puține restarturi. N-am fost dirty. Big prizes on offer every time. Have a wheel spin. Mission accomplished. I have another one in mind that you would absolutely nail if you're up for it. Ah, lol. Bun. Map. Dream.
Așa, pac, bun. Turn around when it is safe to do so. No, hai da să mergem la misiunea aia. Bă, și nu dau fast travel-ul ca să mă obișnuiesc cu controlul mașinii, cum se comportă volanul. Ca așa, dacă mă fac doar în curse, dar stai mă, că mă trebuia. Am încercat eu ceva, dar... Și cu pedala corectă, dacă era apăsată. Ar fi mers. Mișto, aparent XP-ul să capătă făcând pe nebunul. Bă, dar e frumos aici, mamă, ce ventilatoare are alea, am bat picioarele, zici că am aer condiționat pe cabină. Bine, dar mai mult ca sigur, ăla nu e un aer condiționat care e pentru mine. 400 yards, turn sharp right. Ah, nu s-a văzut spike-ul. Turn sharp right. Aparent astea sunt dar nu le văd. We're going to make a documentary about Hot Wheels history. Come on, I'll need your help. Hot Wheels history. Aia e, șefa. In
100 yards, turn sharp right. Turn sharp right. Ok. Nu cred că a fost aia. Uite ce frumos am întors pe asta. Nu, 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 pizda mati. Nu-ți dai cu mâine să te duci la muncă. Ah, nu, nu, stai liniștit. Păi mă aștept să zic, așa mai zic cum e, bă, l-am luat jocul respectiv, bă. Sau că mi-am făcut PC-ul și nu știu ce și după aia uită. Da, nu, mă, cum să uit, mâine am prins pe unii de la DG. Bă, futui în gât să-i fut când oamenii cheamă că au probleme. Fute-mă și în gura lor de tehnicieni. Așa, ei stau pe magazină și cască ochii. Ii, mă, ce-mi place asta. A, nu mai spune. Am văzut cât de dirsut ți-a băgat jocul, 50 sau câte? 50, 50, 49 de iteme. Bă, pula mea, am vrut premiu, mă, i-a dat ce premiu.
Elliot Handler, who saw the toy cars his son played with and thought to himself, I could make something better. You see, right from the very beginning, Elliot envisioned a toy car that looked like a toy car, making it more fun to play with. At the time, there was nothing out there like that. Handler brought in former rocket engineer Jack Ryan and General Motors car designer Harry Bradley to help. Ha, băgam ești pula. Stai. Nu, 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 nu. Restart event. Bă, eu nu le am cu butonul de... De... Ori o fac de la capăt ca lumea. Dar de ce mi-a răzbușită? Just look at this place. It's like a childhood dream come true. I thought I'd bring along a few friends who wanted to show off their Hot Wheels inspired cars. So, I've got some fact sheets here. You get to learn along with the audience. I'll just hit the record button and... I've never guessed, Hayley. Stick with me, kid. The biggest Hot Wheels expert on Earth is about to take you to school. It all started with Elliot Handler, who saw the toy cars his son played with and thought to himself, I could make something better. You see, right from the very beginning, Elliot envisioned a toy car that looked cool and rolled fast, making it that much more fun to play with. At the time, there was nothing out there like that. Handler brought in former rocket engineer Jack Ryan and General Motors car designer Harry Bradley to help. And between them, they made the first 16 cars, known as the Original 16. Mm. Jack's team developed the stainless steel axles and Delrin hubs that allowed the cars to roll super fast, while Harry made them look super eye-catching. Harry and Jack's contributions became the pillars of Hot Wheels, performance and design. Mata. The first car off the production line was a custom Camaro, and not like the one... Da, un custom Camaro, da, stai așa. Rest... Care e următorul tău joc target? Următorul meu joc target... Bă, ar fi Unbound-ul sau Ragnarok-ul. Depinde care apare... Bă, auzi, depinde care apare mai repede. Depinde dacă își mișcă curul și Kratos pe PC cu aventura mai repede. Stick with me, kid. The biggest Hot Wheels expert on Earth. Cred că iau Unbound-ul sau pe ianuarie, mă. A, băgăm ieși. Sau la farming Platinum Edition. Stai, bă, nene, nu mă buși. Stai așa, că mă redresez în tine. Bă, nu-mi da în cur. E sensibil, măcar ai adus vaselina. Cum să-ți spun, cred că sugerez mai degrabă să-ți iei Unbound 2 fiind cel mai cum dai aici și după preferințe. Zic că tu poți să-ți iei și aia de la farming, nu-i problemă. Ăla-i 40 de euro. Îmi place, am un lot de 40, da, 60. Da, acolo, tata. Off the production line was a custom Camaro, a lot like the one you're driving right now. See what you did there. Păi ce să fac, băutura ieftină. Femeia gratis dacă te duce capul. Based on Harry's custom Chevy El Camino. Vorba nu e la fel. Calculatorul, nu, femeile sunt temporare, dar calculatorul este absolut și etern. Nu, nu, nu trebuie să mă joc și eu, că sigur, dacă o să am moștenitori, o să fie mai retardați ca mine. Vreau să chestia aia se atrage mai mult de la tată decât la mamă. One reason why Hot Wheels are so eye-catching is because of a special paint called Sunflame. Așa că... They use a transparent lacquer applied... Dacă vei avea moștenitor, nu cred că o să ducă nici pe trumbul cel bun. Just like a real car, since then Hot Wheels has broadened and developed its paint techniques to support a variety of looks and effects. Ce-a zic, am retardat, da, lasă așa. Tu oricum ești deja. Like the one you're driving now. E ca omul meu da bani gârlă pe jocul ăsta, doar eu, e ceva normal, nu, dar chestia că într-un fel sau altul mă amuză chestia asta, știi? Că de atât. O, ture! Măi, măi, ce trage volanul, băgam eu pula în el. Nu, mă, ta! Mergem așa, tă, rușită. Pă, fă, cum vrei să urci ăsta? Care să dai
Nice drive. Here. Hai că n-am mai dat restart. Winner of the Legends Tour 2019. Mișto! Ca de stream, cred că bagi bani, ai un cu de tesaturi, ești nebun. Ce? De cât ai apucat de stream, ai băgat la banii în jocuri, în DLC-uri. Bă, ai fi surprins. Pe Epic, maxim 2 milioane am băgat. Și hai să zic că s-adună la 20 pe Steam. Aia că te rezolvă băiatul, stai să prepunzi de la el. Știi cât ai băgat tot peste, ca să îmi spun acum. Că acum că ți-ai făcut și tu chestia asta, că te-am pus eu să o faci pentru a te găsi cei cu care o să ne jucăm noi așa mai departe. Este cu aranjatul profilului, e așa de formă. Eu pot să spun cât costă contul tău, că tu ești pe privat. Las. Altă dată. Opa. Da, eu vă spun inițial cât am. Uite. Mă. Ce? Am uitat că mi-a schimbat URL-ul. Eu în total account val am vreo 904 euro? Dolari. $904. Da, 904. Da, spun cât vine în lei. Dolari. Aproape 40 de milioane. 42. Deci total am investit vreo 42 de milioane în contul meu de Steam. Dacă ar fi să calculez Petronet, că am băgat pentru Warcraft 3 Reforged. Ce ar mai fi? Origins. Pe mai multe platforme, am mai băgat și în GOG, da, în GOG am băgat pe undeva, bine, tot într-un fel, tot ai, tu cumpăr produsul de pe site, doar că e un pic mai ieftin decât e pe platformă. Am luat ăla, Jazz, Jack Rabbit 2. Ana. Nostalgie game. Nu mă, recomandat new car. Nu o să suport copilul ăsta, cred că până la 7-8 ani, când o să crească în pula mea, că... Bă, turbesc că nu l-au căpând eu. Bă, și alt... Hot Wheels n-am? Hai să recunit mără, bă, bă. Subaru. Dacă ești bătută ca și te lovești ca idiotul și până să-ți fac. Hai de ce mă, ta să nu te lovești sau să nu faci ceva, tu ce faci? Da, n-am. N-am alta de Hot Wheels, mă, băga-mi ești picioarele. Îmi bat picioarele. Păi am renunțat la... Ce? Câteva aplicații, am renunțat la căcatele de aplicații, mă cac în ele. De... Deci și cu Twitter, le-am șters de tot. Da, știu ce zici. Bullshit. Efectiv, mai bullshit-uri. Dacă spune și mie de ce Need for Speed-uri am eu pe... Ready to rumble?
We've loaded this race with rumble track. Off-road vehicles will handle these better, so watch out. Mi-e place la ei că te roghezi. De mai multe ori nu te mai pune pe bajcodul. A, pe ajunge mă odată. E bă, pe nocturnă. Alo, bunelu, am uitat să-mi aduc lanterna. Trebuie să... Am putea să-mi iau despistrii. Da. Da, bă? Da, bă, așa, am Need for Speed. Headphone. Da, da, bine, bă, că m-ai lovit. Te-ai lovit, ai? Bă, mi-a zgâriat vopseaua de pe cap. Dar știi ce-mi place mie la EA? Băga, mi-e și pula, nu. Bă, De ce tră cum mi-a spus că am două? Ați, așa că... Poate ai vreun DLC ceva. Nu. Gen la ei e în felul următor. Dacă ai jocul cumpărat pe altă platformă, pe Steam, așa. Și tu ai platforma lor, o să-ți pun în library, dar o să-ți menționeze că n-ai luat de la ei. Da, că l-ai luat de pe Steam, știi, scrie acolo în colțișor jos, vezi că ăsta e pe Steam, nu e de pe ei. Aaa, știu, așa îmi zice și mie, la Battlefront, Apex și... Nu, pardon, Apex-ul l-am luat de la ei, că era, îmi dădeam moca. Apex e free to play, man. Păi da, free to play, dar ăla e și pe Steam. Da, pe Steam, s-a părut cam peste toate platformele. Pe pana mea, chestiile care spun online, nu, e păcat să nu fie pe toate platformele de buying. Adică, come on, man. Mai chestia e că ei nu prea se mai folosește după ce că au scos anumite jocuri de pe platforma, adică le-au abandonat de tot. Și se avea nesfârșit că am dus pe pula, adică numai aici. Bă, a fost odată. Așa proaste cum erau, trebuia să le lași, că poate venea unul, să făcea recenzie, serie Need for Speed, material, da, documentar. Cumpăra dracu jocul ca să-și facă material de research. Uite, spre exemplu, Need for Speed Underground din, mă rog, tâmpenia reboot shit. Bă, eu aș fi cumpărat-o. Adică aș fi... Și așa am căutat să văd în librăria lor și n-am găsit-o sau nu știu cum s-o caut. Că îmi dă alte porcări. Dar vezi cât de trist e că ei au abandonat jocurile Harry Potter. Da, știu ce zici. Erau niște jocuri chiar foarte bune și nu le-am prins, din păcate. Da. Da, și uite, dacă vreau să fac content cu jocurile, o să trebuiască să aplic la piraterie, pentru că sunt jocuri abandonate și n-ai ce să faci. Da, știu ce zici. Da, uite, bă, uite, nu mi-ai dat tu o idee rea, gen jocurile astea care sunt abandonate și nu mai am de unde să... Le cumpăr, o fac așa rost de ele. Și pun disclaimer. Da. Nu știu dacă scrie ceva legat de abandonare jocurilor, că
Dar nu, nu cred că ar conta. Nu mai găsești să-l cumperi de la ei. Băi, eu spun dacă e așa. Băi, eu zic că sunt proaste. Că zic jumătate de planetă, dar dude, jumătate de planetă nu înseamnă că e toată planeta. Mm-hmm. E doar... Și cealaltă jumătate le place jocul. Nu. Nu, stai mă. Eu, pe unde vreau să mai mă dau? Păi ce-ai făcut? Hai să... Dă-i să trevoluiesc, îmi ba picioarele. În 20 de minute vreau să mai fac și pe asta, cursa asta. Spate, solo. Lasă, știi care este să lăsăm chestiile alea la o parte cu ticket-ul și căcat și alea. E mult mai ok să cumperi jocul respectiv, adică să te chinui în pula mea și o să zic și o să o repet într-una să încurajez oamenii să se nu mai cărăte așa de mult. Și zic pe sfat, așteptați puțin până când vă angajați să aveți bănuțul vostru și abia atunci vă cumpărați câte jocul vrea minima voastră. Dacă, dacă pirateați, posibil să vă trezeți cu calculatorul pe cu limba rusă. Nu. Da, sau cine știe, cineva ascunde într-un crack din ăla frumos un executabil killer, știi? Și tu când îi dai să rulezi crack-ul ăla, bom, ți-ai spart calculatorul în două. Eu nu am nimic cu chestiile astea de... Bă, dar e pe riscul tău, știi? Bă, pirate, tu zici că... Cum se numește, că voi ai piratat și nu se s-a întâmplat nimic. Poți să ai noroc, dar norocul ăla nu o să l-ai permanență. Ia, tocmă. Uite, mă, că jocurile ca să le crachezi nu sunt așa de ușoare și observ că producătorii fac în cel mai securizat chestiile astea, să nu mai dea crack. Adică să nu mai poți pirata așa ușor. Adică, uite, gândește de la GTA 4, imediat cum s-a lansat jocul, bom, s-a și piratat. Și ghiși ce, cred că n-a fost așa de bun, că n-a, a fost gen ușor. Și s-a trezit fanii piraților că caracterul lor, practic, este un bețiv notoriu și merge într-un an înainte, știi? Adică, practic, au pus o comandă care să, știi, să fie safety. Ea zic că dacă crachezi se întâmplă tot felul de buguri mult mai prost, adică mi s-ar întâmpla mie pe calculatorul care l-am eu acum pe laptopul ăsta, dar mie mi se întâmplă de fapt, pentru că am eu e vechi și jocul are nevoie de performanțe mult mai bune ca să meargă mult mai bine. Buguri se întâmplă din cauza asta. Mm-hmm. Bă, dar de ce nu, bă, gamineș? Ia uite, tu dacă... Cum se spune? Eu dacă ce? Că e bine că-ți cumperi jocurile și faci content cu ele, plus... Încă un sfat, că mulți nu știu, bun, piratezi jocul X, Y, Z, ok, faci content cu el, dar cineva are poală pe tine, un hater, îți face report pentru piraterie. Tu ai fost bă pentru că ai spus că e piraterie. Și altfel fac, îți dă canalul și ori jos,
Pentru că tu ai spus că e cu piraterie. Da, dacă l-ai cumpărat, ești mai safety dacă vine vreunul să... Bă, bă, eu nu te cred că ai măta să... Bă, credesează-te! Plus, nu uităm. Treaba cu ticketul poți să faci numai dacă îi se întâmplă ceva cu driver sau cu componentele. În rest, nu prea ești de ce să faci ticket. La... Dev. La companie, la firma respectivă care a creat jocul. Dar e mult mai ok, man. Adică tu l-ai instalat și play it. Nu stai să cauți un căcat de crack. Și cred că o să zic că o să continui cu discuția asta. Bă, care ești pula să fac. De ce asta să-mi bag picioarele? Pe asta o mai termin și după aia îmi bag pula, mă bag la som. Bă, oricât de mult mi-ar plăcea mie, trebuie să mă și bag la zonă, mai am muncă, oricât aș vrea eu să învăț să conduc monstruozitatea asta, să-mi bag picioarele, că vreau una și în realitate, dar de unde atâta pufoi de bani? Adică permisul putem obține că nu e așa de scump, dar mașina s-o la pe șanse mele. Adică mulți au permisul degeaba, efectiv, și nu conduc. Bă, adică o mașină acolo, din să te duc în punctul A, în punctul B, reușești cât de cât să-ți mai cumperi. Știi? Dar nu, eu mă refeream fix căcatul ăsta digital care îl conduc, să-l conduc și în realitate. Slabe șanse mele. A, cele mai slabe. Trebuie să faci tată la muncă, nici în 10 ani nu poți obții așa ceva. Plus că pentru tine e cam prea târziu și pentru mine e târziu, stai liniștit. Eu iau permisul, dar bun, să conduc o tigaie de mașină. Băi, eu cred că mi-au o Dacia și pun cauciucuri de off-road. E pic românului. Da, pula mea, Dacia duce oriunde. Și patinează da, oriunde. Da. Bă, chiar, ar fi trebuit să mă uit să văd dacă au ăștia Dacia. Mi ia permisul. Nu, bă, ce mă refeream aia? Bă, ar trebui să le comentez. Bă, Dacia when? Știi? De la modul, bă, dar Dacia când? Bă, plus, să nu joci joc. Bine, chiar dacă ești mic, dar lumea nu este la tine că te poate vedea în categorie că te joci foarte des Forza. Și atunci că să schimbi jocul, bagi farming, bagi o cursă de Eurotrack. A, ce mă-ta! Dacă aș avea și o Forza, o jucăm. Mergem, e online. Da, să, bă, să-mi bag picioare, am zis că fac o șmecherie, că dau pun gardurile alea, dă-mă unde, tati. Gard solid. Beton armat. Finisat în fier oțel. Bă, măcar acum ai și tu ce să te joci ca lumea. Plus că ăsta e genul de joc care e infinit, efectiv. Nu te plictisești de el. Aia când mai ai tu timp și ești mai liber, o să fac niște chestii pe tot profilul tău ca să nu ai probleme cu schemarii. Putem așa. Da, cu ce ordare de cont. Da, că am început să investesc. De, vorbesc serios? Nu, acum chiar mă duc de aia, te-am pus să bagi tu factorul pentru să nu te fure drept cu aia, că... Faptul că ai început să bagi bani este... Nu neapărat. Hai să zic un lucru, ei poate să îți iau contul doar pentru Forza, de exemplu. De-aia zic să-l ți-l bagi. Ca să fie drept cu siguranță, că mi s-a spart odată, eu de atunci nu mai dau pe nicul tău, să nici să mă băț. De ce, ai trimise din Steam sau cum? În Discord Nitro. Țeapa aia, mă. A, țeapa aia cu Nitro, ți-a totul? Te fură. Păi da, mă. Îți fură contul, dacă... Îți fură contul, mă. Free Discord Nitro.
Dacă vezi așa ceva pe TikTok, o să spun pe sinceritate, nu intră. A, nu, nici n-am căcat de ăla. Nici nu la, nu te ajută. Ma, ce pula mea să fac cu el? Nu, n-am treabe. Da, băgam ești! Nu! Mă, ta! Futu-ți! Hristosul, bă, puteai să încetinești și tu, nu să nu... Bă. A, bă, dar de ce... Da. Bă, stream, o să-ți fac chestii foarte mărunte pentru tine, ca să nu te ciordare oamenii. Nu, că și așa, pe live-ul meu, link-uri ciuciu nu mai pot să bagi în chat, fără să aprob eu. No, patina, mata. E băga mie și pula în voi. Am patinat, am derapat, dar în pula m-am dus. Ce dracu. Mata, nu trece pizda. Live mai câteva secunde. E momente pe se fac repede, ca să spun aștia pe privat pe... pe timp să nu vadă lumea ce dracu mai investești tu. Hai că facem, terminăm și noi cursa asta. Da, să fac așa ca să nu îți vine și un sfat. Dacă vezi ceva cu echipă de CSG, îți dai jetul și îi spui. Cam atâta, dacă zice cineva cu chestia aia, schiem. Ce, să mă bag în echipa de CSGO? Aha. Frate, nu! Ceva de genul, dacă ceva legat de CSGO, vezi că e fake toată ziua. No. Mie, mă, cum a picat ăla. Bă, gen... Era joc copilăriei mele, dar nu. Eu încă mai chinui să-mi fac Valorantul. Mi se pare mai ok să am o țintă retardată și să mă enervez. Chestia e că pare de cuiva contul. Chiar zice ceva cu echipa de CSGO. Dar... O să... Cum să spun, o să...
încerce să te folosești pe tine. Dacă tu refuzi și dai block install, bine. A, bănuiesc că e chestia, da, insistentă. Da, mai chestia aia, că ai că vine-o, că are cineva ceva cu CSGO, cu că alea, bapola, știi? Că tu știi că pe unul care se joacă CSGO, dar nu știu ce, știi tu chestii de astea. Da, vrăjeală, da, e ieftină, ok, am înțeles. Da, măi, e vrăjeală, da, e ieftină, e mare greș, de-aia sugerez să... Nu păstrez să spun ăștia pe privat ca să nu te mai fură. Să nu poată oamenii ce dără cu ani. Că și-o mi-l pun pe privat înapoi. Gândește-te că eu mi-am pus atât de mult pe privat că... Opa! Este o să stai de acolo, figuranță, nu... Te fure unul. Uite, game detail, private, friends list, friends only. Păi, care ești? Bă, la inventory de moment am făcut privat. Și cam atât, o să-ți fac listele astea. Cineva îți spui că ai făcut-o și tu ca să fii safe. Ăla-i, am reușit. Hai, dă pula mea, mă doare mâna să-mi bag picioarele. Ia-mi o pauză. Băi nu, că iau o pauză că trebuie să mă culc. Păi da, te culci, facem asta și bagi toată sunt după aia. Mi-am adus aminte că ce ți-am făcut-o nu prea e bine. Am uitat că și-o la mine mai vine eu să fii cu cerșală. Collect a prize. Am va pula, dau si la ruleta. This is the academy. Here you can see your current rank and your progress towards the next, which of course means faster cars. Ia, nice, 61 minim. Ba, bun, și eu pe unde pula mea ies de aici? Serios, trebuie să ies în Apple. Yes. Trebuie să ies din Hot Wheels. Ca să pot să ies. The fuck? Stai așa un pic. Pe mine mă bate meniul de ieșit. Ies din mâine când ajunge la lucru, bagi Forza, nu? A, pe nu, mâine-s 12 ore, tati, de la 9 la 9. Bag a, duminică. Da. Bag duminică. Acum, după ce închid live-ul, mă duc să mai mănânc ceva.
Bun, cum fac și eu dracu să ies din joc? Deci să ieși din joc? Da, bă, gata, am găsit cum să ies. Uite-mi-o. Și unde pula mea? Bă. This one looks good. Una colades. Here's where we track your accolades. Everything updates automatically based on what you've achieved here at Horizon Mexico. But right now, all you need to worry about is getting back out there and doing what you do best. Hot Wheels. Bun, ok. Ok, vedem mâine dacă am terminat progresul. Bă, cam asta a fost și pe ziua de azi. Bă, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne revedem...